Aleluia, mărire ție Dumnezeule! Iar și iar face Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Apărește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău! Doamne, miluiește! Spăla mă vei și mai adâncos decât zăpada mă voi albi.
auzului meu vei da bucurie și veselie. Bucurați-vă, oasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește pe cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt să nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot ne voi binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inimă înfrântă și smerită, Dumnezeu nu mă va urgisi. Fă bine, Doamne, în bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosuri și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Domn pentru rugăciunile fără de asemănare decât
Ce ne arăta nouă lumina. Slavă
Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Cu pace, Domnul, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Mănăstirea aceasta, pentru cei ce credință, că-i blave și frică Dumnezeu, intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul părintele nostru Galaction, episcop al Alexandriei și Teleormanului, pentru cinstita preoții Meceantru Hristos, diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sănătatea și mântuirea lor Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul mântuit pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Imaculată
Mi se pare că Dumnezeu pe noi apostoli ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte, fiindcă ne-am făcut privilegii lumii și îngerilor și oamenilor. Noi suntem nebuni după Hristos, voi însă înțelepți după Hristos. Noi suntem stari, voi însă sunteți stari. Voi sunteți în slavă, iar noi suntem într-un necinste. Până în ceasul de acum să mânzim și însetăm. Suntem goi și suntem părmâniți și dăgini și neosteniți, lucrând cu mâinile noastre, ocărâți fiind binecuvântăm, prigoniți fiind răbdăm, puriți fiind ne rugăm. Am ajuns să avem noi lumile, pădătura tuturor până astăzi. Nu ca să vă rușinez, vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc ca pe niște copii ai mei iubiți. Că dacă aveați 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți, pentru că eu v-am născut din Evanghelie în Iisus Hristos. Deci vă rog să-mi fiți mie urmărători, precum și eu lui Hristos. Doamne, miluiește!
prea povintictitura ai Sfântului Luca și acestuia. Și de tot și mai înainte adormiți părinți și frații noștri de măritori creștini, care vă odihnesc aici și pregătiți. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! God.
preasfântul episcopul nostru Galation al Alexandreștei Urbanului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Părintele nostru, stare sfătosinghelul de optii, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Binecredinciosul popor român de predutite, pe conducătorii țării noastre, uite și la tine, uite și tu mă voie. S-a prins crucea. Frații noștri românați, preoțelul, diacon, diacon, monaci, monachii, pe toți creierul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Poliții Virmilian și Nestor, să-i pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa. Veroictitori, acestea suntem mănăstirea adormiții Domnul Mihai Viteazu, Fornicul Dragomir, Doamna Stanca, Nicolae, Nicolae, pe alții torminitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fratele Ștefan, frate Florian, frate Constantin, tot neamul lor cel adormit să-i pomânească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe necunoscuții de la plăviciunea căror o seminte se află în curtea și în preajma acestei sfinte mănăstiri, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ce au adus și pentru ce, pentru care s-au adus aceste cinstite daruri, pe fiecare după numele său să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei ce au adus aceste sfinte daruri vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii sau fiice, soț sau soții, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, Măritorul creștin, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ce ne văzut în toate
la Domnul să cere. Să zâmbim, să zâmbim cu frică, să luăm aminte.
și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți și cu al tău. Sus, să avem inimile. Amen, către Domnul. Să-i mulțumim Domnului. Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimea cea de o viață și
miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! De Dumnezeu Sfântoare și Curea Fecioara, Maria! Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
pocăința o să vârși la Domnul să cere. Cel ce umblă fără prihană
și face dreptate. Cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său, și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. De făima să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi mărește. Cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă, argintul său nu l-a dat cu camătă, și darul împotriva celui vinovat n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clădina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin Sfinții care sunt pe pământul Lui, minunat a făcut Domnul toată voia întru ei. Înmulțitul sau slăbiciunile celor ce alargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul, cel ce m-a înțelepțit, la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea cu ururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu va sălășui într-un nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da cel curios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-au făcut căile vieții. Împleamă voi de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veni ce mă vei stătura. Auzi-mă, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetată ai inima mea, noaptea ai cercetată, cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat pentru mine nedreptate. Ca să nu grească gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit că iaspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările tale, ca să nu se clatine pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, placă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cele ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor cu acoperământul alipioarelor tale, acopere-mă. De fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine, vrăjmașii mei sufletul meu l-a cuprins. Cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum, m-am înconjurat cu ochii lor și-au ațintit ca să mă pleci la pământ. Apucat m-am ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, împinge-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au partea în viață, căci s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul sau fiii lor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feții tale, săturat mă voi când să vă arăta slava ta. O, Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu lăsa, Măicuță, pe care noi suntem
măicuță, mama cea mai dulce, inima strea sfântă, mângâie se strânge, vom uita de chinuri, mai mult nu vom plânge. Noi cuprinși de-o pace, cururea fecioară.
Și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Pentru rugăciunea celui întru sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului,
a cărui sfântă și dumnezească liturghia am săvârșit-o. Pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Teoptist, a cărui pomenire am săvârșit-o astăzi, și pentru rugăciunile celor întru sfinți părinții ai noștri, Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, se miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fă de Moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fă de Moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fă de Moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pure să înveți veci, amin. Preasfântul Tău, miliește pe noi, Doamne, cu zicoase noastre, să priaște rugile noastre, Sfinte ce se dează și vin pe Dumnezeu pe Sfântul Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pure să înveți veci, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm în greșii și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de ce. Tată, ca a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, rământuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire, în Sfântul cel mai presus de cer și Bogovnicetul Tău jertfelnic, această mulțumire și rugăciunea noastră a Dumnezeu Hristos să-i rog și să-i miluiem și cu noastră vine să ne miluiască. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțimea noastră a nevrednicilor robilor Tău pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile primite de la dânsuri, ci să-i fie bine primită ca tăvâia cea bine mirositoare Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca și acum să audă glas rugăciunile vrenților lor robilor săi și bună dorința credincioșilor săi totdeauna să o plinească și să-i îndrepteze spre bine și ca o milostie purrea să ne facă bine nouă și Sfintii sale biserii și tuturor credincioșilor săi și să le dăruiască cele cele spre mântuire Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta Sa biserică țara aceasta, pe Părintele nostru stare Sfântosinghelul Teochist, pe toți din toată necazul, nevoia, mânia și primejdia, și toți rămași văzuți și nevăzuți, și pe binecredincioși și creștini totdeauna să întărească cu sănătate și cu lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să îngrădească pe noi credincioși și să-i rog Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi Dumnezeule! Harul Tău, Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, atârgita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pură Fecioara Maria, tot Sfinte să o pomeniți. Prea sfântă născătoare de
cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumitor fiind noi nevrednici și robii Tăi, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, ce le-ai făcut asupra noastră. Lăudăm, binecuvântăm, mulțumim, cântăm și slăvim mare milostivire și cu dragoste ca niște rog strigăm ție, Făcătorule de bine, Mântuitorul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De binefacerile și darurile Tale, ca niște rom nevrednici, învrednicindu-ne în dar stăpâne, cu o sârdie alergăm la Tine, mulțumire, îți aducem după putere și slăvindu-Te ca pe Făcătorul nostru de bine și ziditorul strigăm, slavă Ție, Dumnezeule prea îndurate! Născătoare de Dumnezeu, ajutătoare creștinilor noi, robii Tăi, agonisim mijlocirea Ta cu mulțumire strigăm. Ție bucură-te, preacurată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și totdeauna să ne izbăvești de toate nevoile cu rugăciunile Tale. Singura grabnic folositoare. Să luăm aminte, pace tuturor. E Duhului Tău. Cânta voi Domnului Binefăcătorului meu și voi cânta numele Domnului Celui Preanal. Bucurase va inima mea de mântuirea Ta. Dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și
voi dă și voi ieși și pășune, vă afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghie și să piardă. Eu am venit oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale, iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu îl cunosc pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staurul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă. Pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Pentru nostru protosinghel Teoptist, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor, mânde pe tine, pentru primitorii țării noastre, în mai mare orașul și ai satelor, pentru viitoare și sosoase, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Ca niște robi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta ca unui Dumnezeu și aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din nevoile tale biserica ta și pe preacuviosul Părintele nostru stare să te optiți și pe tot poporul și pe noi robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Ca niște dămâie cu porfiro ca o jertfă bineprimită să fie întru tot bunule stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea slavei tale și trimite-o totdeauna ca un îndurat robilor tăi, mila ta cea bogată și durările tale și izbăvește pe robii tăi de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei biserica ta cea sfântă, țara aceasta, orașul acesta, sfânta această mănăstire și pe rogul tău, preacuviosul Părinte stare să te uctezi și pe tot poporul tău dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru toate faptele bune, întru tot îndurate împărate, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată
vremuri ca niște robi netrebnici, cu milință acum aduce mulțumire milostivirii tale pentru binefacerile ce ai dăruit bisericii tale și părintele nostru stareț protosingherul Teoptist și ca pe Domnul și Stăpânul și Făcătorul nostru de bine te slăvim, te lăudăm, îți cântăm și te preamărim și înaintea ta căzând iarăși mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și ai învrednicit cu mila a le vedea împlinite, așa și de acum înainte învrednicești și a spori în dreaptă credință în dragoste așa către tine și către aproapele și toate faptele tale cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Izbăvește, Doamne, Dumnezeul nostru, țara aceasta în care se preaslăvește prea sfânt numele Tău, locașul acesta, satul acesta și pe prea părintele nostru stare este optist și pe toți care s-au adunat spre slava și mulțumirea pronei tale cele sfinte și apără de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și învrednicește, Doamne, totdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a grișa cântație și celui fără de început al Tău, Părinte, și bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, Dumnezeului Celui închinat și slăvit, într-o ființă slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorului de bine, în vecii vecilor. Amin. Sfințitului Galation, dă-i, Doamne, zile bune și îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și într-o cărmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și-l păzește într-un stai. O român de pretutindeni pentru părerea nostru stare este octis protosinghelul pentru curmuitorițele noastre, memoare orașul și satelor și viitoare de Hristos, oaste, dă-le, Doamne, zile bune și nelugate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și într-o toată bună sporire, el asupra vrăjmașilor, biruință și îi păzește pe dânșe în drumul țar. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Această slujbă, dorește-L, Doamne, sănătate, zile îndelungate și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce dorit, zile senine și fericire, ca mulți ani să și noi, că să cădea la vârsta de 61 de ani să aduc mulțumirea lui Dumnezeu pentru cele ce am făcut în viața aceasta, care se văd și care nu se văd, adică bune și rele. Și toți știm că avem păcatele noastre și trebuie să ne rugăm neapărat.
înainte de a ne distra și de a face celelalte lucruri plăcute trupului. Și sufletul are nevoie de rugăciune, așa că mulțumesc tuturor care s-au nevoit și au ajuns lângă noi la rugăciune. Știu că mulți vor fi care vor veni de acum, dar bine veniți sunt aceia, dar noi datoria ne-o facem prin rugăciune. Ne rugăm și dăm slavă Dumnezeu pe toate cele care le primim. Să poftiți la miruit, după care o să mergem la agapa aia frățească și mai vorbim ce mai avem de spus pe suflet. Dacă, ieșind învingător într-o bătălie cu filistenii, a ridicat un moment și a zis așa, până aici am ajuns, a vrut Dumnezeu. Să vedem ce-o fi de aici încolo. Vedeți că pășind în noaptea dintre ani, ne adresăm numai urări de bine. Să dea Dumnezeu ca și la anul, de ziua Părintelui, la 62 de primăveri, să ne întâlnim aici cu mare bucurie. La mulți ani, Părinte! Fără Dumnezeu, din partea mea, acest colind care este un semn închinat lui Dumnezeu, printre atâtea binecuvântate semne ale celor care îl slujesc Dumnezeu, pe Dumnezeu și care face legătura posibilă între pământean și cer și divinitate. Aceia sunteți dumneavoastră. Așadar, ce casă e această casă înaltă și așa frumoasă, așa înaltă, minunată, de străbunul brad vegheată, în ușori smocuri de flori, la ferești, gerbe domnești. La poarta acestor curți sunt trei rânduri de pomuți, iar la umbra pomilor și-a de nada florilor. Bună vremea în casă, boieri dumneavoastră! Colinde, colinde, e încă vremea colindelor, căci gheața se întinde asemenea oglindelor și tremură brazii mișcând rămurelele, căci noaptea de azi, când scânteie stelele, se bucur copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptă năpletele, de dragul Mariei și-a Mântuitorului lucește pe ceruri o stea călătorului. În noaptea sfântă de ajun, pe drumul nins de lună, trei magi călări cu suflet bun aleargă împreună. De unde vin? Unde se duc? Ce doruri frământă spre iesle ei călătoresc și sufletul lor cântă și cântă inimile în cor aprinsă-i bucuria căci s-a născut Iisus din cer, s-a născut Mesia, născut Domnul Sfânt pe acest pământ. Îngeri coborau, în staul intrau și îl îmbrățișau și îi se închinau și apoi îl înfășau cu fașă de mătasă și în braț îl purtau și mi-l ridicau. Mi-l ridicau, Doamne, până la cer, pe-un moalele-i cer, și cum îi cântau, lin îl coborau. Domnul a voit și i-a dăruit toiac de argint ca să stăpânească cerul și pământul, marea și adâncul, mai presus norodul, și pre noi oameni buni, cu totul. Și vă rog frumos, acum ați răspândit foarte tare, așa sufletul meu deja a vibrat puternic, un colind care se cântă între nașterea praznicului nașterii Domnului și Bobotează. Și Botezul Domnului. Dați-mi voie să încerc să-l... Am auzit că s-a născut Domnul Sfânt și la apa lui Iordan
că am zis un singur lucru, scurt, nu vă țin mult de vorbă, că e foame. Vreau să știe lumea că eu m-am născut în ziua de 4 ianuarie, zi în care se sărbătoresc soborul celor 70 de apostoli. Și întâmplarea a făcut ca mama mea, care nu știa pe vremea aia, ce zi e atunci, ce zi să sărbătoresc, mi-a pus numele de Cezar, pentru că am născut prin cezariană. Dar în cei 70 de apostoli, este și Sfântul Cezar, Apostolul Cezar. Iar când am crescut mai mare și a trebuit să mă fac, a venit vremea să mă călugăresc, l-am rugat pe starețul meu să îmi pun numele de Teoctist, pentru că se sărbătorește 4 ianuarie, fără să-mi dau seama nici eu atunci că ești soborul celor 70 de apostoli și mă cheamă Cezar și iau alt nume. Dar gândul meu a fost atunci că am zis că dacă e și ziua de naștere și de nume, nu trebuia să invit oamenii la petrecere. Să vină cei care au dragoste. Iar eu vă încredințez că toți care vor vedea cum înainte, care vor ști și vor afla și vor vedea ziua mea de naștere, ce mi-a dat Dumnezeu, voi pune și voi împărți cu ei. Așa că...